Salutare, oameni buni! Tocmai ce am aterizat în munții Apuseni. Sunt lângă satul Gârda de Sus. Am condus vreo 8 ore astăzi, toată ziua. Sunt puțin obosit, tocmai ce mi-am făcut și eu brlogul. La noapte se pregonizează minus 2 grade. Sunt mai pregătit decât ultima oară. Și ne vedem mâine dimineață, dar până atunci hai să vă arăt puțin zona. Nu știu dacă se vede ceva. Dacă nu, veți vedea dimineață mai bine. Aici mi-am făcut patul. Față de data trecută mi-am luat o pătură în plus. Normal ar fi trebuit să o bag în cearceaf cu pilota, dar m-am grăbit dimineață, m-am trezit la 7:30, la 8:30 deja eram plecat. Aici este patul făcut. Râul nu se vede bine, scaunul meu, iar aici este un fel de foișor rustic, așa. Vă voi arăta dimineață zona. Bună dimineața! Bună dimineața, la Moș Ajun! A înghețat mașina. Ia uita și pe jos, e alb, a înghețat iarba. Dar eu am dormit bine. A fost în regulă. După cum vedeți, eu nu am țurțuri. Este ceasul 7 fără un sfert. La 7 și un sfert și jumate este răsăritul soarelui. Deocamdată încă e întuneric afară. Sper să pornească mașina. Nu pornește mașina. În bord mi arată minus 4 grade. Dă să o ia, dar nu are putere. Cred că trebuie să aștept să se facă soare, să încălzească puțin. M-am spus, în bord mi arată minus 4 grade. Am venit până în parcarea asta să văd dacă găsesc pe cineva. Am văzut aseară niște mașini care au trecut râul ăsta și care au trecut prin fața mea. Acolo mai e o parcare, dar nu e nimeni. Mașinile sunt de-aseară acolo. Am zis că poate găsesc pe cineva să îmi dea și mie curent. Sincer, nu mă așteptam. N-am mai avut probleme cu pornirea. Dar probabil s-a slăbit bateria anul ăsta, nu-mi dau seama. Ori bujiile vor trebui schimbate, curățate. Chiar nu știu. Am să stau până văd ceva mișcare pe aici și o să merg să întreb dacă poate să mă ajute cineva. Deocamdată mai stau la mașină vreo jumătate de oră până răsare soarele și mai fac o încercare, poate să mă încălzește motorul. Așa arată loc. La asta nu mă așteptam. Sau să iau niște lemne să aprind aici lângă mașină. Să fac un foc să se încălzească. Subie așa. Uitați cum am învățat. Am venit pe aici. Stau pe lângă mașinile astea de vreo 10 minute. Nu vine nimeni la ele. După cum arată, asta cred că sunt de câteva zile pe aici. Mai stau, nu știu, jumătate de oră, o să mai fac o încercare și după aia voi merge în sat. Că nu am ce face. Ia uitați ce frumos aici. Aici cred că se construiește un pod. După aia e drum așa, să urci pe munte. Gârda de Sus.
foarte frumoasă această zonă, abia aștept să o explorez. Eram atât de entuziasmat dimineața, zic, gata, m-am trezit, 6:30. Haide, să-i dăm drumul. Și încolo, mașina nu pornea. Aici am urcat, dar de data asta o iau, dau o tură așa și cobor până am intrat pe mașină. Exact lângă locul ăsta unde am pus mașina, e o casă. Nu se vede nicio mașină în curte, nu se vede nimeni pe aici. Probabil o fi o locuință de vară, așa. Și bătut la poartă. Poate apare totuși cineva. Uitați, și pe aici intră mașina. Eu am găsit acest loc pe Park4Night, aplicația Park4Night, și scrie acolo la review-uri că dimineață vine cineva și colectează 10-20 de lei pentru camparea de aici. Ar fi fost bine să vină și la mine, pentru că ar fi putut să mă ajute. Am rezolvat, sunt bucuros, auziți motorul, a pornit, mulțumesc mult domnului Viorel care m-a ajutat. Merg spre Cătunul, Casa de Piatră, vorbim de acolo. Ideea este că am rezolvat-o și totul este bine. Cătunul, Casa de Piatră. Aici am parcat mașina și voi merge și eu să dau o tură pe aici prin zonă. Din ce observ este pustiu. Probabil că vara vin turiștii aici. Taxă 2 lei, dar este închis. Și anume Muzeul Etnografic. O cabană din lemn frumoasă. La 250 de metri de mers pe jos de aici se află peștera Coiba Mare. După ce dau o tură și eu pe aici, probabil că voi merge și la acea peșteră. Dar deocamdată haideți să ne plimbăm puțin. Foarte frumos peisajul aici, îmi place mult zona. Încercat să intru pe undeva pe acolo, pe unde am mașina parcată, dar nu este cal de acces, ar fi trebuit să sar pe la oameni prin curte. M-am uitat pe hartă și, într-adevăr,
se face pe aici un drum care pătrunde în acest cătun. Haideți să vă povestesc și cum am rezolvat cu mașina. În primul rând îi mulțumesc domnului Viorel, sănătate și respect, celui care m-a ajutat. Stăteam eu acolo lângă mașină și am văzut un jeep care trecea exact prin fața mea pe drumul acela de pământ. Am făcut cu mâna, s-a oprit, am întrebat dacă are cabluri, nu avea cabluri să-mi dea curent și s-a oferit să mă tragă cu mașina. Și am rezolvat. Domnul Viorel face cabane, mi-a dat număr telefon, îl las și aici dacă aveți nevoie, dacă sunteți din zonă. Apelați cu încredere, ce să zic. Este un domn de nota 10, am vrut să îi fac și eu cinste acolo cu ceva, am băgat mâna în portofel, nici măcar nu s-a uitat dacă sunt 10 lei sau 50 de lei, nu s-a uitat, nu mulțumesc, am insistat, nu mulțumesc, n-a vrut să audă. Ce să zic, mulțumesc eu, domnul Viorel. Haideți să vedem și noi aici, cătunul, casa de piață. Da, am intrat, dar și aici este proprietate privată. Eu observ acolo biserica. Acolo ar trebui să ajung. Înseamnă că drumul e mai încolo, la dreapta. Uitați cât de frumos este acest sat. Cât de pitoresc. O mare frumusețe. Acolo sus se văd niște cabane noi. Bună ziua! Nu-mi dau seama cum pot intra printre aceste case. Sunt niște drumuri, dar duc exact la proprietăți. De exemplu, drumul acesta duce aici unde este proprietate privată. Aici proprietate privată, iar biserica este încolo. Și pe aici drumul urcă și se tot duce. Intră în pădure, etc. Da, nu am cum să ajung la biserică. Probabil trebuie să o iau înapoi. Că pe aici n-am cum. Sunt întâmpinat de niște câini frumoși. Uitați de aici de sus peisaj. Pe aici drumul urcă și duce în pădure. Iar aici niște căbănuțe frumoase. Cu siguranță funcționează pe timp de vară. Ce mă, frumosule, mă? Hai să te filmez. Da, băiatu. Te-ai rușinat? Haideți să mergem la peșteră acum. Ei, de ce vii pe la spate? De ce vii pe la spate? E frumos? Iată. E frumos să vii pe la spate? Stai cu minte, mă! Își fac și treaba aici, apără teritoriul. Și tu? Te-ai mai cu minte?
Încă o peșteră. Îmi arată aici pe indicator. Eu voi merge doar la Coiba Mare. Sincer, nu am venit pentru a vizita peșteri. În mod normal mă atrag foarte puțin. Am venit mai mult pentru a vizita satele și peisajele acestea frumoase din Țara Moților, Munții Apuseni. Este clar, a venit sezonul rece și turiștii aleg alte locuri, probabil. Uitați, oamenii, ce gospodari sunt, până și crenguțele de brad le-a tocat mărunt și le-a pus aici. Probabil a uscat, da, sunt și legate. Așa, în Parcul Natural Apuseni, Coiba Mare. Așa, Coiba Mare mi-arată deja indicator în stânga la 5 minute. Wow, deja se vede ceva interesant aici. Dar pe unde? Arată în stânga acolo. Acolo este peștera. Nu văd nicio cărare, niciun drum, niciun indicator decât acea săgeată pe care am arătat-o mai devreme. Ce indică peștera, dar nu se poate coborâ. Are 40 ceva de metri înălțime, 70 ceva înălțime, o peșteră destul de mare, deschisă tot timpul anului, nu este cuplată, este gratis. Nu se recomandă vizitarea ei când apele sunt crescute. V-am spus mai devreme, nu sunt așa de pasionat al peștilor, dar ținând cont că era aici destul de aproape, am zis totuși să îi fac o vizită. Pentru că da, sunt curios, dar nu atât de tare încât să cobor așa pe aici. Coiba Mare, 5 minute. Da, probabil aș putea să iau așa, dar nu vreau să mă aventurez. Mai ales că sunt singur, nu sunt nici alți turiști pe aici. Prefer să zic pas. Ce trebuie să vizitez peșteră când uitați și voi ce peisaje am aici? Chiar m-a dat pe spate. Nu am spus că se află în județul Alba, comuna Arieșani. Mai jos este satul Gârda Seacă, iar și mai jos, la strada principală, Gârda de Sus. Gârda de Sus este jos. Acolo unde am înoptat eu azi noapte. Am omis să vă spun că acest cătun minunat nu are nici mai mulți, nici mai puțin de 51 de locuitori. Asta la ultimul recensământ din 2021. Bănuiesc că pe timp de vară mai vin copiii, mai vin nepoții la bătrâni, plus turiști. E ceva mai multă viață, dar permanent locuiesc aproximativ 50 de oameni în această liniște. Liniște de țară. Auzi o talangă, un cocoș, un muge de vacă, un câine care latră. Da, m-aș muta și aici. Știi că probabil o să râdeți, eu m-aș muta peste tot unde sunt locuri ca astea. Dar deocamdată mă bucur că le pot vizita. Și urmează și alte locuri frumoase de aici, din Țara Moților, Munții Apuseni. Veți vedea, așa că dacă nu ați făcut-o până acum, apăsați butonul de subscribe, adică abonați-vă la acest canal pentru a vedea și alte vloguri. Dacă vă plac peisajele pe care vi le arăt, lăsați un comentariu, distribuiți, iar eu vă mulțumesc mult. Aici este parcarea, dar vreau să cobor puțin și să văd dacă pot să fac o stânga pe undeva ca să ajung totuși la biserica aceea frumoasă de lemn din centrul satului. Sau să găsesc, să întrebe cineva pe aici. Thank you.
Ce, mă, frumosule? Ești cu minte? Ești cu minte, băiatul? Da, băiatul. Ești prietenos? Ești prietenos, băiatul? Vrei să apari și tu pe cameră aici? Să te vadă lumea pe YouTube? Ce mai faci azi? Care mai e viața ta? Care mai e viața ta, mă, jucăușile, mă? Vrei și tu puțină mângâiere, a? Aici e bine așa? Ești puricos? Gata, mi-am făcut un prieten. Hai, vii cu mine la biserică să ne spovedim, să ne împărtășim. Am intrat bine, voi ajunge în centrul satului. Exact pe acest drum. Grea viața la munte, urcușuri, coborâșuri, te lupți cu frigul, te lupți cu ursul, cu lemnele. Ia uitați aici. Ia trec și eu. Sau nu trec? Eu zic că trec. Uite, ajung la om în casă, nu e în regulă nici pe aici. Nu e bine. Trebuie să iau înapoi. Pe aici mi-arăta pe Google. Pe acolo mi-arată pe hărțile Google, dar ce fac hit la om în curte? Vă arăt și eu așa de aici. Biserica de lemn. Și aici fum de brad. Ia uitați. Da, aici vreau să ajung, nu neapărat la biserică, dar vreau să trec și pe lângă aceste cabane, să ajung în centrul satului, să trec așa pe lângă gospodării, să le observ mai bine și bineînțeles să vă arăt și vouă. Și biserica, din ce spune pe Google, ar fi închisă. Dar, în practic, aici, cred că sunt la om în gospodărie, nu știu. Bine, nu cred că se supără nimeni. Aș fi putut să vin și eu cu mașina până aici sus, știam lucrul acesta, dar ce farmec mai are? Trebuie să ne și plimbăm, nu? Da, dacă era proprietate privată, ar fi scris. Și nu are cum să fie proprietate privată, că duce la biserică. Da, merg înapoi la mașină, apoi aș vrea să găsesc un loc unde să-mi beau și o cafea, că n-am băut cafea dimineață, înainte de asta să mănânc un mic dejun, am mâncare la mine. Hai să văd încotro iau. Dar înainte de toate astea, am drona la mașină, bateriile încărcate. Aseară am dormit cu ele sub plapumă, le-am băgat într-un prosop, într-o pungă și le-am ținut cât de cât lângă mine sub plapumă, pentru că sunt firave și se strică repede dacă le țin la temperaturi scăzute, așa că trebuie să am grijă de ele. Și am verificat acum până să plec, sunt în regulă, așa că... Am
am observat o cabană mică, super, super tare și aici scrie loc de cazare. Haideți să vă arăt. Loc de cazare, super, super tare, e la munte, nu-i la mare. Am făcut și o rimă. Deci aici poți veni să te cazezi. Bineînțeles, nu e pentru mofturoși, e ceva foarte rustic, micuț, dar cui îi place acest gen de cabane, acest gen de trai mai aproape de natură, mai rudimentar, sigur s-ar simți bine aici. Curentare, sigur, ar avea și o sobă, ceva bănuie și eu, zic acum. Și are și mansardă. Ce părere aveți despre această căbănuță și veche? Eu cred că pe timp de vară are turiști, are cine să stea în ea. Exact aici, când am venit, am trecut pe lângă acest câine, jucăuș. Ce faci, mă, frumosule? Ce faci, mă, frumosule? Salută lumea pe YouTube aici și salută-l pe Bruno. Salută-l pe Bruno al meu și uită și la tine. Uitați ce frumos și cu minte e. Am părăsit cătunul casa de piatră, am tras aici pe dreapta să iau și eu micul dejun, am găsit aceste bănci cu mese, lângă râu, lângă niște cabane. Cred că am mers maxim 5 minute cu mașina de la cabana de piatră înspre gârda seacă. Uitați ce peisaj frumos. Un drum care urcă pe aici pe munți, nu știu unde. Văd că sunt și niște stâlpi de curent. Haideți să vă arăt ce am aici. Cârnat afumat, uscat, picant. Am mâncat aseară din el, foarte, foarte bun. Ceva șuncă, muș, file cu șuncă, chefir, zacuscă. I-am scos tot arsenalul aici. Dulceață de căpșuni, almete. Deci, eu astea mănânc și astea sunt conservele mele de rezervă. Ton, pate bucegi și aici fasole cu ciolan. Asta în caz că rămân pe undeva în vreo seară și nu ajung la magazin sau găsesc închis, am aceste conserve. Iar acum o să-mi tai puțin, nici nu știu, mușchi, file cu șuncă, ce e asta? Și cărnați de ăsta cu zacuscă de vinete și puțin almete și chefir și după aia ceva dulceață. Cam răcoare. Afară este 1 grad, m-am uitat în bordul mașinii, 1 grad Celsius. Iar azi noapte am dormit la minus 4 grade, ați văzut și voi, adică nu v-am arătat minus 3, dar în bordul mașinii, când am încercat să o pornesc, s-a aprins și mi-a arătat minus 4 grade. Eu am dormit binișor, la 12 m-a luat somnul și la ora 3.03 m-am trezit, nu știu de ce. M-am simțit, parcă începuse să transpir puțin, chiar am băgat mâna pe piele să văd, parcă puțin începuse să transpir, eram bine băgat acolo în plapă, în pătură, am adormit la loc și m-am trezit până 6:30 dimineața.
Am dormit 6 ore și am dormit bine, m-am trezit bine. Chiar mă gândeam că în această perioadă eu va trebui să mă trezesc mai de dimineață ca să pot filma și eu mai mult ziua, ținând cont că la 5 deja se notează, deci eu până la 5:30 trebuie să am bârlogul făcut. Mai ales că sunt locuri pe care nu le cunosc, sunt locuri noi și nu știu pe întuneric dacă este bine, dacă mă parchez, mă campez bine, înțelegeți ideea, și prefer să parchez ziua. Așa că de-aia m-am și trezit dimineața la 6:30, îmi pusese ceasul sună la 7 și m-am trezit înainte de asta. Diseară, să vedem, din ce mi-arată la meteo, sunt 6-7 grade și va ploua la noapte aici. Cel puțin în zona asta, eu nu știu dacă rămân tot pe aici, dar rămân în Apuseni, asta e clar. Hai să vedem cum e zacusca asta de vinete de la Hanul Boieresc. E bună. O zacuscă normală. Ăsta o să-mi place mult. Cred că ar fi mers să fac o tocăniță din așa ceva. Bun, și ăsta. Poftă mare dacă se zamasă. Gata, masa asta îmi fie de bine. N-am mai mâncat și dulceața aceea, m-am săturat, las desertul pe mai târziu. Înainte să închei acest vlog, vreau să vă prezint noua mea achiziție și anume spray-ul de urs. 300 ml. Încă nu am făcut drumeții pe munte, prin pădure, dar e bun să-l ai. Mă simt puțin mai în siguranță, n-am avut probleme până acum, dar cine știe, e bine, în caz de, Doamne ferește, se întâmplă ceva, să ai și un dăsă la tine. Ce vreau să vă arăt, că are aici o siguranță. Trebuie scoasă, după aia se apasă pe ăsta, eu nu am de gând să o fac. Și cam trebuie să exersez puțin scosul ăsta. Să nu vină ursul până scos tu asta la tine. Și ce ar mai fi trebuit? O husă, ca să o ai prinsă undeva, să nu trebuiască să ții spray-ul în rucsac. Dar ce să mai, așa arată, 300 ml, am auzit că e mai bine să cumperi varianta asta mai mare, cel de 150 costă undeva la 240 de lei, iar acesta costă aproape 400 de lei, am plătit pe el, dar sper să nu îmi folosească 400 de lei. 450 un plin la mașină, ce mi-am luat de mâncare, deja am cheltuit 1000 de lei. Și m-a întrebat cineva într-un comentariu dacă merită să fac transfumanță cu telefonul în mână, cu un telefon prin țară. Și i-am răspuns că dacă e vorba de partea materială, nu merită. Dar eu nu o fac pentru material, nu că nu mi-ar fi plăcut să încasez și ceva bănuți. Câteodată mai scot cheltuielile, câteodată nu. Oameni buni, până data viitoare vă mai las cu niște imagini frumoase și vă promit alte
vloguri interesante de aici, din țara moților. La revedere, o zi bună, sănătate la toată lumea!